Încă de 17 ani este noua Hannah Montana a Hollywoodului. Oana Grigoruț Gregory pentru americani a lăsat satul natal de lângă Negreștoaș pentru Chicago. Acum joacă într-unul dintre cele mai vizionate seriale Disney și are fani în peste 20 de țări ale lumii. Când nu filmează, se întoarce cu drag în România. Directorul școlii m-a chemat într-o zi la el și mi-a spus: copilul tău are ceva deosebit, trebuie să-l duci la Hollywood. Acolo am primit rol principal. Pentru rudele și prietenii ei de aici e Oana Grigoruț. Peste ocean însă, în studiourile Disney, este Oana Gregory. Are propria cabină de machiaj și numele ei e peste tot. Pe afișe, pe rulotele de producție, pe scaunele din platourile de filmare. I'm tonight, Amanda, okay. Drumul Oanei spre tărâmul făgăduinței a început acum mai bine de un deceniu, când familia fetei a lăsat în urmă viața de până atunci din România și a plecat la Chicago. Câțiva ani mai târziu, Oana semna deja primele contracte de publicitate. Ea e Oana și asta era păpușica. Atunci am făcut prima mea reclamă și am făcut și poze pentru o păpușe. Aveam vreo 10 ani. În 2006, Oana a câștigat un concurs pentru tinere talente, în urma căruia a fost numită actrița anului. Mi-am decis atunci să mergem în Hollywood și să încercăm. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung la televizor. 4 ani mai târziu, românca de lângă Negreștoaș era pe afișul unui serial de succes din America. Oana a devenit Amanda, eroina seriei pentru adolescenți, cu fani în peste 20 de țări. Pentru ea, scenariștii au acceptat chiar scurte replici în limba română. Puțin poți să facă ce face ea, adică să n-ai trac, să faci lucruri care habar n-ai avut de ele până atunci. Competiția este foarte mare pentru un rol, se vorbește de sute și mii de concurenți. Nu-i destul talentul, trebuie și muncă multă. Iar Oana muncește, se împarte de cele mai multe ori doar între școală și filmări. Întotdeauna am văzut-o așa diferită, fetița de la țară în Chicago, dusă. Să vedem și pe ea... Acolo, la Hollywood, o stea Oana Gregory. Oana se întoarce duminică la Hollywood. Are multe vise și un nou sezon la Crash and Bernstein, un serial care va ajunge în curând și în România. Vă mulțumesc mult, Antena 1, și vă așteptăm la Hollywood.